Cei care sunt pasionați de pescuit trebuie să știe că această activitate este considerată una recreativ-sportivă și trebuie tratată ca atare. Unii pescari nu respectă normele impuse prin lege pentru funcționarea firească a circuitului din natură. Toate aceste încălcări comise de unii conduc la dezechilibre greu de reparat. La asociația noastră a obținut în anul 2011 autorizație pentru a organiza pescuitul recreativ-sportiv. Deci a organiza pe râul Siret, porțiunea cuprinsă între podul Tupilați și confluența cu râul Siret și pe râul Siret pe tot teritoriul județului Neamț, 56 de kilometri. Asta este zona care este atribuită asociației noastre. În perioada următoare se interzice cu desăvârșire pescuitul din apele colinare și deșes. Într-adevăr, se cunoaște lipsa eficienței pazei, pentru că aceasta a fost lăsată de către cei care fac reglementări, mai mult la latitudinea organelor statului. Asociația noastră nu este împuternicită să efectueze controle decât însoțită de reprezentanții statului, respectiv poliție, jandarmerie, inspectori de la AMPA, atât. Noi organizăm aceste controle atâta cât avem posibilitatea, dar controlul efectiv și aplicarea sancțiunilor le fac aceste organe ale statului. În perioada următoare avem încheiat un protocol cu Inspectoratul de Jandarmi, avem un protocol cu Inspectoratul de Poliție pe această temă și o să intensificăm acțiunile de control, mai ales că urmează prohibiția din aprilie, de pe 10 aprilie până pe 8 iunie inclusiv, perioada în care este interzis pescuitul total în apele colinare și deșes. Majoritatea cetățenilor care sunt pasionați de pescuit nu cunosc regulile pe care trebuie să le urmeze pentru a nu afecta echilibrul natural. Prin pescuitul acesta nu se respectă anumite reguli. Există un ordin care reglementează dimensiunile minime ale peștilor care se pot reține. Ori la noi, în general, nu prea se urmărește acest lucru. Deci peștii sub anumite dimensiuni se eliberează înapoi în mediul acvatic pentru a putea să crească. Pe urmă, o persoană nu are voie să rețină într-o zi de pescuit mai mult de 5 kg de pește. Sau dacă a prins un pește mai mare de 5 kg, doar captura respectivă pe zi. Ori lucrurile astea trebuie să fie verificate. Asta este foarte greu de controlat, pentru că v-am spus, noi nu suntem competenți să încheiem acte de contravenție pentru lucrurile fiind reglementate prin ordonanța 23 pe 2008. Da. Plus că mai este o problemă și cu pescuitul. Nimeni nu poate pescui cu mai mult de două undițe și două lansete fiecare, deci de fiecare persoană. Sunt care vin cu câte 10, 12 și le atragem atenția prin acțiunile care le... Adică trebuie să aibă acces la resursa acvatică, că despre asta vorbim, care este un bun public, pe domeniul public, așa trebuie să aibă acces cât mai mulți cetățeni. Cei care se abat de la reguli riscă amenzi usturătoare, desigur asta în cazul în care sunt prinși.